Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Ne bucurăm să fiți din nou alături de noi, pentru că astăzi vom discuta despre Zen, doi invitați de seamă. Este vorba despre Gabriel Soga Căciulă, maestru de ceremonia ceaiului în tradiția japoneză Urasenke, președinte Chado Urasenke Tankōkai România Luminiș, și, nu în ultimul rând, Mihai Popa Radu, fondatorul și directorul Institutului de Mindfulness și al Centrului Seeds for Happiness, unde joi pe 30 martie, începând cu ora 19, va avea loc un eveniment foarte frumos. Eveniment la care vă invităm cu mare, mare drag. Pe parcursul discuției noastre, atât Gabriel Căciulă cât și Mihai Poparadu ne vor detalia despre acest eveniment. Așadar, iată, vom vorbi despre Zen și aș începe discuția noastră de astăzi cu Gabriel Soga Căciulă, întrebându-te, Gabriel, ce înseamnă de fapt Zen, cum îl putem defini și, bineînțeles, dacă îl putem defini. Bună ziua tuturor! De fiecare dată sunt foarte bine pregătit să răspund, dar când au întrebarea ce înseamnă Zen, sunt mut și trebuie să mă repornesc toate motoarele ca să inventez un răspuns bun. Să inventez pentru că un răspuns nu există. Și mă simt vinovat pentru că probabil că audiența vrea să știe ce înseamnă Zen. Și vrea să știe ce înseamnă Zen pentru motive personale și fiecare e divers. Și să dai un răspuns general deja înseamnă să calci într-o cărare care se bifurcă. E greu de comunicat și cel mai bine se vede acest lucru la roșii, la maeștri de zen, la conducătorii de temple, de mănăstiri, la profesori, să zicem, guru, nu contează ce nume, care nu vorbesc. Vorbesc numai în șarade care sunt foarte confuze, îți prezintă coanuri, adică lucruri care nu se pot neapărat rațional rezolva, îți dau un mesaj. Nu mai veni și mai întreba prostia asta. Pentru că poți să o întrebi la infinit. Poți să stai la infinit în zazen, poți să faci, să întâlnești toate preceptele acestei filozofii sau învățături mai bine. Poți să faci totul cum trebuie și la sfârșit să te găsești așa cum ai început. Deci nu e ceva care să... Asta ar trebui să atragă lumea. Dar ce-o fi? De ce nu ne lăsați să știm ce este? Ce e așa special? Și nu se face, ei nu o fac, cred eu, pentru că nu vor. O fac pentru că nu pot, în primul rând. Și sunt sincer cu discipolii și le spun, du-te și fă ce faci în fiecare zi și fii dedicat și încetul cu încetul vei afla tu. Cred că asta este. Deci ce înseamnă Zen? Dacă cineva îți va da un răspuns, practic trebuie închis în închisoarea Zen. Rapid, înțelegi? Asta este poziția mea. Și pot să vorbesc oricând, în special pot să vorbesc și să prezint de riscurile de a vorbi despre Zen, cum o voi face pe 30 decembrie. Asta martie, 30 martie. 30 martie. 30. Dar pe 30 decembrie au avut loc niște mișcări și eu le asociez foarte bine. Deci 30 martie. Deci, deci 30 martie. Întâlnirea pe 30 martie a fost concepută în acest sens, în sensul de a fi onest și a prezenta lucrurile cumva demistificate. Luată prăjitura care arată bine și pus un bob de mazăre în față pentru a te trezi la o realitate. Realitatea este ce contează principal când vrei să comunici ceva. Deci ce este Zen rămâne de văzut. Rămâne un mister momentan. Rămâne un mister, slavă Domnului. Da, slavă Domnului.
Puțin mai târziu, Mihai Poparadu ne va și detalia despre acest eveniment pe care tu l-ai pomenit puțin mai devreme, 30, joi 30 martie, ora Decembrie. 19, la centrul Seas for Happiness. Iată, vă așteptăm, vă invităm cu mare drag, evenimentul de la A la Zen, Mihai Poparadu și Gabriel Soga Căciulă. Mihai, pentru că este o întrebare pe care eu cel puțin am mai întâlnit-o de-a lungul timpului și pentru că noi am discutat despre mindfulness și am discutat și despre un autor foarte drag nouă, este vorba despre Alan Watts. Care este relația sau care este legătura dintre învățătura Zen, așa cum spunea mai devreme Gabriel, învățătura Zen și mindfulness? Păi, legătura, aș spune că este una foarte strânsă și indestructibilă, în sensul în care mindfulness este un cuvânt prin care ce se înțelege este capacitatea de a fi cu adevărat aici și acum, respectiv în momentul prezent, și pe cât posibil într-o manieră care nu presupune nicio judecare, nicio judecată, și de asemenea acceptarea realității așa cum este, fără a dori să o schimbi în vreun fel, cel puțin în momentul respectiv. Și de ce spun că este o legătură foarte strânsă și indestructibilă? Pentru că în modul în care eu am reușit să înțeleg până acum ce își propune, să spun, practica Zen, este exact același lucru. Altfel spus, să ne ofere o serie întreagă de modalități prin care, prin activități pe care încet, încet ajungem să le facem fără niciun scop ulterior, cu maximă atenție, sperăm să ajungem în timp la acel punct în care să nu mai existe nicio separare între mine și realitatea pe care o trăiesc, mediată fiind de o activitate pe care o fac cu totul. Deci, aș spune că una fără alta nu se poate. Gabriel, dacă este dificil să spunem, să dăm o definiție cât mai concretă, să spunem, a ceea ce înseamnă Zen, totuși cum putem aplica în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi, principiile zenului pentru a redescoperi armonia, echilibrul, firescul, pacea, adevărata noastră natură, de care, iată, avem atât de mare nevoie în această perioadă și în aceste vremuri atât de tulburi și atât de schimbătoare. Da, înțeleg. Principiile zenului. Care sunt principiile zenului? Zen a avut norocul ca școală de gândire derivată din budism, a avut norocul să se formeze într-o perioadă în care s-au format și niște bătăuși, samurai. Și samurai aveau un cult al lor, Bushido, care avea principii care de multe ori se suprapuneau pe principiile pe care călugării la vremea aceea credeau, principii care credeau că fac parte din definirea spațiului zen. Dar în principiu, samuraiul trebuia să omoare fără să gândească și fără intenția de a omorâ psihologic legată de pedeapsă, apărare, dreptate, deci elimina
orice fel de concept care îl introducea într-o morală și devenea prelungirea sabiei. Săbiei. Nu știu cum se spune, dar the sword. Și în clipa în care devenea prelungirea sabiei, mai era lângă el un alt samurai care devenea și el prelungirea sabiei. Deci se băteau două săbii cu scopul de a omorâ una pe alta ca fapt divers. În clipa în care în această conjunctură intervenea mintea și mintea putea să se uite și să spună ah, cum fac să nu-l las să-mi ajungă în porțiunea asta pentru că platoșa nu e, pavăza nu e bine pusă sau am auzit despre el că este un mare samurai, pot să-i fac față sau îl termin în 3 minute. Când mintea gândea, când se uita și spunea ce ochi brunetule, ce ochi albaștri ai, când acest gând se producea, dacă samuraiul celălalt era la nivelul de pregătire de care este nevoie, sesiza că s-a produs o decalare între minte și acțiune și că acea întârziere este suficientă pentru a putea ataca. Deci conceptul era să nu-l lasă să atace. Pentru că dacă ataca, înseamnă că a găsit porțiunea în care mintea ta nu e concentrată, mindfulness, nu e concentrat în moment, și ești mort. Deci, în final, pentru doi luptători extraordinar de bine pregătiți, moartea venea când unul pierdea concentrația. Deci, la început, Zen a oferit această metodă, practicarea Zenului le-a oferit o facilitare în a-și dezvolta această abilitate de a rămâne concentrați în acel moment pe o acțiune căruia nu-i dau nicio valoare, niciun gând. Să nu niciun gând, da? Este o conjunctură. Putem să luăm această conjunctură să o aplicăm în orice situație? Probabil că nu, sigur că nu. Și revin atunci la care sunt principiile Zenului pe care trebuie să le aplicăm ca să ce? Să devenim mai buni sau mai bogați sau mai liniștiți, adică să ne vindecăm. Este vorba de un proces de vindecare, de terapie și vrem să vedem cum să aplicăm diverse principii, poate principiile Zenului, poate alte principii. Deci, ce principii să aplicăm pentru terapie? Dar Zenul nu e pentru terapie. Deloc, nu este deloc pentru terapie. Este un mod. Nu mă întrerup pe mine. Dacă zic ce este, greșesc. Zenul nu este pentru terapie. Ca atare, nu știu dacă aplicarea principiilor duce la vreun progres în zen. Poate să ducă la vreun progres în spațiu terapeutic, adică o persoană, un psihoterapeut folosind, dacă înțelege ceva din spațiu zen, poate să folosească anumite lucruri pentru a alevia durerea psihică, spirituală, fizică a pacientului. Dar asta nu e zen, asta este psihoterapie. Atunci ce este zen? De ce vrem să fim zen? Eu nu știu dacă cineva ar înțelege ce e zen, ar spune așa ceva, că vreau să fiu zen. A fi tu însăți nu înseamnă să fii zen, înseamnă să ai abilitatea de a fi tu însăți. Principiile zen au venit din, ca să spun așa, sunt 16 și invocă relația zen-moralitate. Deci, iar pe 30 martie, nu decembrie, vom discuta despre această dilemă. Este zen moral, amoral, imoral? Există moralitate. O să ne uităm la relația zen-spiritualitate. Ce este spiritualitatea, în primul rând? Ce înseamnă, există o relație între spiritualitate și zen, între moralitate, spiritualitate, între toate aceste lucruri despre care, pe care noi le lăsăm deoparte. Vorbim, doar spunem câte respirații să fac, să nu mănânc carne sau să fiu bun cu toată lumea. O să ne uităm să vedem
Ce înseamnă a fi bun cu toată lumea? Pentru că știm că binele pe care ți-l vreau ție, pentru tine poate să fie tortura cea mai mare. Deci, conceptul de bine este personal. Și revin la principiile Zen. Ele provin din opt fraze. Nu a fost o frază, că era conceptul, dar opt aliniate, să zicem, din maga. Maga este al patrulea adevăr rostit de Buddha, care a fost, e suferință, am înțeles că e suferință, trebuie să o scăpăm, cum o scăpăm, iată metoda, calea, maga e calea, da? Și sunt, și cred că am, uite, o să ți le citesc ca să nu, înțelegerea sau opinia corectă, intenția sau gândul corect, vorbirea corectă, acțiunea corectă, traiul corect, efortul corect, atenția corectă, mindfulness, concentrarea corectă. Deci, cuvântul care e corect, care protrude prin toate aceste opt principii, corect, e traducere incorrectă, pentru că cuvântul corect nu exista. Nu se putea, transmițând totul în budismul indian, în Chan, în budismul chinezesc, în budismul Chan, în budismul japonez Zen, cuvintele. Și a rezultat este ceva ce nu are nimic de a face cu simplitatea gândirii inițiale. Dar de acolo provine. Din maga, cele opt comenzi, calea care se bifurcă în opt direcții, da, a lui Buddha, care este luată din Vedanta. Da? Deci din înțelepciunea care vine din vede, provine tot acest principii de etică. De etică, da? Și de la asta corect, da? Au fost dezvoltate. Și au fost dezvoltate până la punctul la care au devenit aceste 16, au devenit ba 15, ba 17, ba 32, fiecare metru de zen, fiecare rogi venea și la templul lui mai ajusta ceva, mai făcea ceva. Iar astăzi sunt transformate într-o jucărie, adică există temple în America care a distrus tot ce se mai putea distruge din zen. Există, cu scuzele mele pentru domnul Alan Watts, au devenit niște zicale transparente. Dacă mă lăsați o secundă, vreau să, că m-am uitat, m-am documentat și vreau să citesc câteva ca să vă dați seama un pic de diferențe între ce am spus. Să vedem dacă așa. Deci, cele 16 principii folosite în Zen, care derivă din cele 8 pe care le-am citit înainte, ar fi, să le traduc în românește, refugiază-te în Buddha, refugiază-te în Dharma, refugiază-te în Sangha. Sangha este familia, comunitate. Încetează sursa răului, fă numai bine, fă bine pentru alții, abține-te de la a omorâ, ia numai ceea ce ți se dă, nu folosi în mod greșit sexualitatea, practică adevărul în comunicare, reține-te de la intoxicare, reține-te de la mințiri, nu te lăuda la costul celorlalți, reține-te de a deveni avar, nu cultiva răutatea și gândirea rău intenționată, cultivă și încurajează awakening. Cum se spune awakening în trezire. Trezire. Astea sunt, să zicem, mențin un caracter de correctness, sunt destul de corecte față de cele 16 cum au fost scrise original. Dar merg mai departe, că aici am vrut să ajung. Și fac asta ca să vezi cum se transformă lucrurile. Aceleași lucruri, dar de data sunt 17,
de la o sanghea, o adunare, un grup, un cult, un templu zen pe internet. Da? Nu poate, lumea nu poate să meargă la mănăstire, vine mănăstirea lui, vine templul lui. O mare comunitate de zen care există și care spune așa: nu există nimic care să se cheamă ego. Totul se schimbă continuu, nimica nu este terminat. Toate lucrurile pe care noi cărora le dăm o valoare sunt de fapt goale. Atașamentul este sursa suferirii, totul suferinței, totul este conectat în univers, tu ești universul, logica noastră este ne ghidează prost, aparențele înșală, acceptă că lucrurile dureroase pot să se întâmple, fii prezent, fii mindful, trăiește fiecare moment din plin. Meditația este drumul către trezire, fii liber de lăcomie și dorință, nu fii judgmental, nu Să fi nu judeci. să nu judeci, nu judeca pe alții, compasiunea e necesară, viața should be, viața ar fi bine să fie simplă și așa mai departe. Nu vreau să vă nebunesc că sunt, nu vreau să râd în această emisiune. Deci, dacă observ, dacă simți superficialitatea, marketingul, limbajul ușor de cuvinte mari și goale. Plecând de la lucruri, erau foarte simplu, correctness în a vorbi, correctness în a gândi, fără să intre în detalii, după care veneau toți filozofii în Vedanta și spuneau ce înseamnă correctness în a gândi, în corectitudine a gândi. Și începeau să filozofeze ce înseamnă. Toate acele gânduri au fost bune atunci, principiile sunt, dar s-au schimbat lucrurile astăzi. Care era întrebarea? Care sunt Ipile. principiile Cum zen ne care și ajută? cum sunt Da, folosite? Mihai. Aș vrea să intervin și să precizez faptul că pentru aceia dintre cei care ne vor vedea, asculta, își vor pune întrebarea bun și ce relevanță au aceste lucruri pentru mine, omul contemporan. Invitația este ca să ni se alăture pe 30 martie, pentru că ideea acestor conversații, cum le-am numit conversații de la A la Z, ne-a venit tocmai pentru că pentru amândoi, și pentru Gabriel și pentru mine, aceste, să le numim, învățături, această perspectivă asupra vieții rămâne la fel de valabilă și astăzi cum a fost atunci când Zenul și-a spune chiar budismul și-au făcut apariție. Pentru că la nivelul condiției noastre umane nu s-a schimbat mare lucru. Și un lucru pe care de fapt îl va evidenția Gabriel la întâlnirea din 30 martie este că mare parte din suferința pe care noi, oamenii contemporani, o trăim, ne-o și autoinducem. Un exemplu fiind faptul că suntem educați, ca să nu spun chiar condiționați, de a ne raporta la fiecare eveniment de viață ca fiind o problemă care a noi trebuie să-i găsim o soluție. Și unul din lucrurile pe care îl vom explora în acest eveniment pe care noi cel puțin îl dorim a fi cât mai interactiv, va fi să vedem care poate fi o altă perspectivă asupra vieții. Pentru că și ca să devoalez, există și alte perspective. Doar că pentru asta este nevoie ca să fim expuși într-o primă fază, poate la nivel intelectual, acestui nou sau diferit mod de a mă uita la propria mea existență. Și ca să închei, tot ceea ce noi vom discuta
și pe 30 martie și sperăm să continuăm, va fi având ca punct de inspirație cum putem ca prin astfel de explorări și nu doar de schimb de cuvinte, dar de introspecție și de reflexie, să vedem cum ne putem face în primul rând viața noastră mai cu sens. Facem un club și lansăm un nou produs, The New Zen. Înțelegi? Cu asta vreau să spun că intenția, cred, și al Mihai și a mea, este de a crea un mod sistematic pentru oameni de a se putea întâlni și privi aceste lucruri fără a cădea în plasa dată de terminologia care există curent, de a te uita și noi vom fi ca parte din audiență, adică nimeni, vom fi unele persoane în audiență care pun întrebări, se întreabă, conversăm. Deci este un workshop care se continuă și se continuă, se continuă. Și nu prea văd astfel de lucruri. Văd lucruri în care toate funcționează odată, am spus, am lansat marketingul și atâta. Banii au intrat. Vrem să nu facem asta. Vrem să ne uităm. O activitate plăcută, zic, foarte interesant. Cum zicea tata, decât să joci fotbal pe Maidan, pe stradă, mai bine vino în casă la o întâlnire despre zen. Deci, în spiritul ăsta să facem. E un punct pe care am vrut să-l menționez, dar am tot, un punct foarte important de menționat, ca să înțelegi de ce avem nevoie de astfel de întâlniri. Zenul presupune, ca și alte filozofii, ca și budismul și așa mai departe, îndepărtarea din spațiul dualistic, din planul dualistic. Planul dualistic înseamnă bun, rău, da, nu, frumos, urât, subiect, obiect. Deci, subiectivitate, un observator și de aici începe toată problema. Da? Zen presupune depășirea acestui plan în care nu poți să ajungi la ființa ta așa cum este. Discutam cu Mihai, asta se cheamă suchness în englezește și nu știm cum să-i spunem în românește. Suchness. Deci, pentru obiectivul este, și obiectivul găsit, spus că zen n-are nici obiectiv, dar mișcarea este către purificare, ieșirea, filtrarea din spațiul de dualitate într-un spațiu în care aceste două concepte nu că se unesc, că subiectul și obiectul e același lucru. Asta sună frumos ca frază în spațiu în care e dualitatea. Dar în spațiu celălalt nu mai este vorba. Conștiința nu mai fabrică astfel de concepte. Întrebarea se pune dacă cineva ajunge în acest spațiu, care ar fi echivalent cu satori, să zicem, sau iluminarea, dacă atinge acest spațiu pentru o secundă sau pentru mai două secunde, ce caracteristici are acel cineva vis-a-vis moralitate, vis-a-vis etică? Pentru că etica, moralitatea, presupune un sistem de valori. Valorile în care sistem de valori se află în planul orizontal, în plan, nu orizontal, în planul dualității. Asta e bine, asta nu e bine. Bogații au asta, săraci au asta. Apa curte, de această dualitate. Deci, întrebarea mi se pare firească și bineînțeles că nu o văd pusă, sau văd pusă, dar nu în discuții de astea, este zen amoral? Poate zen să fie moral? Dar e clar că poate sau nu poate, trebuie, pentru că preceptele există, cele 16, cele 8, maga, există. Deci moralitatea este definită în zen și totuși condiția de zen o anulează. Nu poți să fii moral atâta timp cât nu operezi după regulile care funcționează în planul
de dualitate. Înțelegi ce vreau să spun? E un paradox. Nu o să putem să rezolvăm, pentru că atunci când rezolvi, ești l-ai rezolvat, e în ordine. Dar pentru cei care ce e zen? Spuneți-ne cum să facem, fiindcă mă dor mușchii aici. Cei care vor asta, o să fugă. Zic, mai bine mă duc să joc fotbal pe stradă. Și au dreptate, pentru că nu e pentru toți, este pentru cei care au acest impuls de a spune, sunt om, vreau să-mi cunosc esența. Dacă n-ai acest lucru, dacă ai, sunt om și am genunchii și iubita mea, parcă e cu cineva. Dacă ai astfel de probleme și vii la, ca să aplici zen, există un excroc care îți va spune, vino la mine, eu sunt maestru zen și te voi vindeca. Și de acest lucru trebuie să înțelegem asta, să nu cădem în această treabă. Dacă cei care vor serios să progreseze spiritual. Mihai, și o ultimă întrebare. Atunci când vorbim despre mindfulness, așa cum spuneai tu mai devreme, și despre zen, și mai ales când vorbim despre meditație, în cazul celor două, putem să avem un liant, un numitor comun în ceea ce înseamnă atenția și prezența conștientă? Momentul aici și acum? Mai bine pe Bogdan? La fotbal? Răspunsul clar este da, pentru că ceea ce reprezintă chintesența practicilor zen, respectiv ceea ce se numește zazen, este una din practicile în care, ca să spun așa, din punctul meu de vedere, ne poate ajuta să e o practică pură de mindfulness. Dar, din nou, că, dar nu mai începem, că asta ne-ar mai lua încă pe atât din conversație. Ce este important de reținut este că mindfulness este un cuvânt polisemantic. Deci are mai multe sensuri. Una este de stare, starea de mindfulness, care, cu riscul de a primi un Kiyosaku în cap de la Gabriel, Kiyosaku fiind acel băț folosit ca să îl trezească pe practicant când îl apucă toropeala. Deci cu riscul de a pleca, de a primi un Kiyosaku măcar la figura de la Gabriel, mindfulness, starea de mindfulness este, dacă nu egal cu Satori, este o componentă esențială. Și revenind la sensuri, mindfulness presupune și include o serie de căi, de modalități prin care, prin practică, pot să ajung la starea de mindfulness. Și aici, din nou, este și la propriu și la figurat, practica zazen este, cum se spune în engleză, o practică tried and tested, deci testată și validată de aproape 1000 de ani. Mulțumim, Mihai. Dragilor, au fost alături de noi astăzi, o întâlnire, spun eu, fructuoasă. Gabriel Soga Căciulă, maestru de ceremonie a cealui tradiția japoneză Urasenke, președinte Chado Urasenke Tankōkai România Luminii, și Mihai Poparadu, directorul și fondatorul
Mindfulness Institute și al centrului Seas for Happiness, unde joi pe 30 martie la orele 19 veți beneficia de o întâlnire, un dialog între Mihai Poparadu și Gabriel Soga Căciulă. Noi vă mulțumim foarte mult și le mulțumim invitaților noștri pentru învățăturile și pentru informațiile extrem de prețioase. Așadar, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumim La și revedere! la revedere!